Peste 20.000 de credincioși au participat astăzi pe stadionul din Iași la o ceremonie impresionantă de beatificare a episcopului martir Anton Durcovici. Slujba a fost oficiată de mai mulți episcopi, dar și de cardinalul Angelo Amato, trimis a Papei Francisc. Andrada Popovici este la Iași și are mai multe detalii. Andrada, bine te-am găsit. Cum a decurs ceremonia? Cum a fost? Bun găsit! Ceremonia de beatificare a episcopului martir Anton Durcovici a început la ora 11 și a fost oficiat, așa cum spuneai și tu, de trimisul Papei Francisc, cardinalul Angelo Amato. De asemenea, acesta a citit o scrisoare trimisă de către Papa Francisc, prin care i-a recunoscut sacrificiul făcut pentru credință. De asemenea, s-a dezvelit o icoană sacră și ulterior a început procesiunea de beatificare. Au fost aduse și moaștele lui Anton Durcovici pe scena de aici, de pe stadionul municipal unde a avut loc beatificarea. De asemenea, credincioșii s-au rugat atât la icoană cât și la moaștele Sfântului, am putea spune viitorul Sfânt Anton Durcovici. Așa cum vă spuneam, ceremonia a fost oficiată de către Angelo Amato. Au fost într-un număr impresionant, aproape 20.000 de credincioși care în acest moment se îndreaptă către casele lor. În această seară va avea loc o ceremonie de mulțumire urmată de un corcet religios. Ceremonia va începe la ora 18:30 și se va termina după orele 20:00.